Bun găsit la emisiunea Vocile Iașiului. Vă invit să discutăm despre drumurile județene. Am vorbit foarte mult despre celelalte proiecte mari la care s-a făcut referire de obicei în campanie electorală, dar și după aceea când apare subiectul discutat în ceea ce privește bugetul național alocat autostrăzii, de exemplu. Drumurile județene sunt în schimb foarte importante. Avem una dintre cele mai dezvoltate rețele de drumuri județene din țară, ca județ, peste 1000 de kilometri. Discutăm despre cum am putea să le facem să fie cât mai practicabile, pentru că multe dintre ele sunt într-o situație foarte complicată pentru cei care le folosesc de altfel în fiecare zi. Discutăm împreună cu consilierul județean Alina Ivănoaie de la Partidul Mișcarea Populară. Bine ați revenit la emisiunea. Bună ziua dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră, bine v-am regăsit. Există o abordare legată de aceste drumuri județene care este mai veche. S-a făcut un master plan. Corect. S-au făcut axe de priorități. Studii de fezabilitate. Exact. Da. S-a vorbit despre fonduri europene, acum se vorbește despre credite. Credite pe baza cărora sau da, credite care să fie făcute, angajate de către Consiliul despre Județean cu care să se trebuiască puțin să defalcăm. Despre fonduri europene putem vorbi de, la momentul actual, doar de axa Iași-Suceava. Restul subaxilor prevăzute în master plan trebuie făcute cu fonduri proprii din bugetul Consiliului Județean, cu fonduri guvernamentale, în situația în care guvernul României și-ar îndrepta măcar o clipă privirea și spre Iași, sau credite bancare. Amintiți-vă încă din perioada în care eram în executivul Consiliului Județean, am avut discuții cu o bancă europeană, discuții foarte avansate, negocieri pe aceste investiții în subaxele master planului de transport rutier al județului nostru. Chiar la finele mandatului mi-amintesc că împreună cu colegul, domnul senator Victorel Lupu, am strâns o sumă de bani fiind gândită pentru investiția în acest master plan. Exista la finele mandatului din iunie 2016 o sumă un excedent de aproximativ 57 de milioane de euro, care trebuia completat cu un credit și putea fi abordat tot master planul, toate subaxele, pentru că toate subaxele din studiile de fezabilitate însumau în jur de 119 milioane de euro. Atenție, la momentul respectiv, având un TVA de 24%, acum vorbim de un TVA de 19%, vorbim implicit și de un 5% care se reduce iarăși exact, 6-7 milioane de euro. Dar cel mai important lucru pe care mizam noi, faptul că scoțând într-o perioadă destul de neagră din punct de vedere al investițiilor, neagră cu ghilimelele de rigoare, competiția constructorilor ar fi redus cu cel puțin 20, dacă nu și mai mult, 20% din valoarea bugetată, fapt ce ne permitea ca acea sumă, care am spus-o de la început, din excedent de 57 de milioane, completată cu un credit de aproximativ 30 de milioane, puteam să fim deja cu utilajele, să zic, din primăvara anului 2017 în teren. Lucrurile s-au amânat. Se întâmplă acum acest lucru sau se intenționează acest lucru acum cu Din ce am sesizat pentru ședința de vineri, pe care o avem, ședința ordinară de plen, există un punct cu privire la mandatarea președintelui și a vicepreședinților în vederea negocierii cu băncile menționate în proiect. Nu pot să le pronunț numele. Exact, sunt mai multe bănci acolo. Sper să nu se piardă, pentru că și în mandatul nostru discuțiile cu și negocierile cu o bancă nu durează o zi, două, trei, o săptămână. Sunt tot felul de termeni, tot felul de situații tehnice care vor fi puse în discuție. Și sunt, pe de o parte, și puțin uimit de faptul că s-a abandonat negocierea veche cu o bancă care, de altfel, ne-a mai creditat cu o sumă de bani în susținerea sistemului de management integrat al deșeurilor.
existând o colaborare, lucrurile deja intrau pe un făgaș de negocieri a unor parametri tehnici și a unor dobânzi destul de bune. Aștept cu nerăbdare expunerea președintelui Consiliului Județean să vedem ce va propune în plus plenului. Domnule consilier, haideți să lămurim un lucru pentru foarte multă lume, pentru că acum se vorbește despre credite și înainte de alegeri s-a vorbit foarte mult despre fonduri europene. De ce suntem limitați, suntem plafonați și nu mai putem accesa fonduri europene pentru drumuri? Din punct de vedere al accesării, știți cum, mulți dintre competitorii politici au întins, cu ghilimelele de rigoare, această capcană electoratului, în condițiile în care pentru infrastructura rutieră în regiunea nord-est sunt alocate pentru toată regiunea. Pentru toată regiunea, exact, județe, 6 județe. Da, aproximativ 150 de milioane de euro. Ori tu nu aveai cum să rezolvi totul pe fonduri europene la nivelul județului Iași. De asta exista și excedentul, aveai credit bancar. Pe lângă toate acestea, există o șansă în plus, dar asta numai în condițiile în care ar exista un dialog din partea președintelui Consiliului Județean, o pârghie la Guvernul României, pentru că cei mai ușori bani de obținut sunt creditele guvernamentale, creditarea din punct de vedere al guvernului. Ori, uitându-mă pe bugetul anului 2017, la capitolul infrastructura rutieră a județului nostru, am văzut că guvernanții ne-au alocat o sumă extraordinar de mare. Sunt puțin ironic când spun asta. Între ghilimele, exact. Pentru că ne-au alocat în jur de 10 milioane de lei și numai luând prin comparație infrastructura rutieră a județului Vaslui, care este la jumătate față de cea a Iașului, și ei au primit 12 milioane de lei. O sumă și mai mare pentru o infrastructură mai mică. Ori, din punctul nostru de vedere, e un handicap enorm faptul că să fii reprezentantul partidului de guvernare în teritoriu și să nu poți obține o sumă pentru a reuși investiții și dezvoltarea comunității tale, din punctul nostru de vedere, a Partidului Mișcarea Populară, e o mare problemă și un semnal de alarmă. Este, de altfel, am mai discutat acest lucru la Vocile Iașiului, alocarea pentru întreaga regiune de nord-est din fondurile, din bugetul Ministerului de Transporturi pentru investiții în drumuri, în infrastructura rutieră, este mai mică decât sau aproximativ egală cu alocarea pentru județul Teleorman. S-a făcut această referire pentru că de acolo provine președintele PSD Liviu Dragnea. Ceea ce arată, practic, fondurile foarte puține alocate pentru toată regiunea și pentru Iași cu atât mai mult ca și pentru celelalte județe din întreaga regiune. Deci 150 de milioane de euro la dispoziție pentru întreaga regiune, pentru infrastructură rutieră, din bani europeni. Această sumă deja ne batem pentru dosarul care l-am depus pe axa 1 prioritară, Iași-Suceava, unde sunt valoarea totală a proiectului de 70 de milioane de euro. Deci gândiți-vă că noi deja suntem într-o competiție în care pentru o singură axă dorim să luăm jumătate din totalul sumei alocate pe acest axă. Adică și Suceava. Corect. Și rămânând jumătate pentru celelalte patru. Pentru celelalte patru județe. Și vorbim de, repet, axe prioritare. Nu vorbim de subaxele care sunt prevăzute în master plan. Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că se pot găsi soluții legate de credite guvernamentale în următoarea, la rectificări bugetare și așa mai departe, în anul următor? Nu numai neapărat la rectificări. Uitându-mă tot pe capitol... În cazul în care bugetul rămâne așa cum a fost... Chiar și în condițiile în care bugetul rămâne la fel cum a fost prezentat și votat. Sunt sume de bani alocate pe ministere. De aici... Ministerele, la rândul lor, pot susține proiecte de investiții pentru toate comunitățile. Dar, repet, ne trebuie un lider de calibru, ne trebuie o echipă care să, știți cum, să deschidă ușile, chiar dacă este dat afară pe ușă, să intre pe geam din nou la ministru și să nu plece până nu obține resursa care, de altfel, au și promis-o în campania electorală, dar extrem de necesară, unor pași în evoluție pe care ni-i dorim în comunitatea noastră.
De aceea eu îmi pun speranța că în viitorul apropiat liderii partidului de guvernământ vor face eforturi pentru că există și această pârghie de a obține sume direct de la ministere, chiar dacă n-au fost prevăzute în capitole distincte în bugetul național. Mai există oportunitatea, cel puțin teoretică, de a accesa fonduri din acel așa numit Plan Național de Dezvoltare Local, PNDL-2. Bineînțeles, PNDL-2, care la fel a fost un program care a funcționat foarte bine, PNDL-1. De unde au putut accesa foarte multe dintre UAT-urile județului nostru. Bani pentru investiții atât în infrastructura rutieră, cât și în infrastructura de aducțiune, apă, canalizare, exact, școli, exact, educație, sănătate. Au fost tot felul de subaxe care le-au permis. Poate fi o speranță. Problema pare a fi cea legată de criterii. Pe ce criterii se alocă acei bani? Știți cum, uitându-mă aseară la interviul premierului României la unul din posturile naționale de televiziune, lăsa impresia că, și am convingerea că așa ar fi și corectă abordarea, să nu se mai acorde pe criterii politice, după culoarea politică, pentru că, așa cum am mai spus-o și poate și în campanii și o repet la nesfârșit, votanții sunt de ambele culori sau de... În fiecare localitate. În fiecare localitate. Nu e corect să punem într-o situație, eu știu, ciudată să zic, ca să mă exprim în aceeași termen ca și premierul, nealocând resursă bugetară și financiară, unei comunități care are un edil de o altă culoare. Nu, eu cred că suntem destul de maturi și putem trece cu ușurință peste aceste criterii pe care de fapt au și funcționat de-a lungul timpului. Vreau să vă întreb în legătură cu drumurile județene, pentru că în toamna anului trecut s-a discutat aprins în Consiliul Județean în legătură cu ele, cu drumurile, și se propunea un calendar, un ritm și măsuri, trei măsuri, se spune atunci, trebuie luate de executiv în acest sens. Demararea actualizării indicatorilor la întreg masterplanul, nu doar la o parte, prezentarea, stabilirea și adoptarea montajului financiar și a cadrului juridic prin care finanțarea poate fi asigurată pentru întreg masterplanul și demararea procedurilor de achiziții pentru proiectarea și executarea lucrărilor pentru întreg masterplanul. Da, a fost acel... Adică toate drumurile. Da, corect. A fost acel proiect pe care l-am inițiat împreună cu colegii din Partidul Național Liberal, prin care am convocat o ședință extraordinară, având, ce vă spuneam și la început emisiunii, un excedent, o sumă la dispoziție, completată cu un credit, care, la fel cum v-am spus, erau niște discuții extrem de avansate, putea fi demarat acest master plan în totalitate. În plus, pe lângă, dacă se făceau aceste lucruri, sau se începeau cel puțin, se spunea că devine irelevantă existența comisiei de prioritizare, pentru că se aborda întreg masterplanul și nu mai era nevoie. De altfel, foarte corect. Știți cum, această comisie de prioritizare pare ca și cum ar fi o comisie oarecum politică, în funcție de... Unde începem, cum dăm primii să prioritizezi când știi că toate comunitățile tale din județul tău depind de o infrastructură pentru a putea spera, eu știu, la o dezvoltare, la investiții, la accesul tinerilor, elevilor la municipiile și liceile din municipiul Iași sau celălalt municipiu și orașe din județ. Exact. N-ai cum să prioritizezi. Eu personal nu văd cum aș putea cântări, pentru că multe dintre ele se află într-o stare deplorabilă. Să mergi să măsori, eu știu, adâncimea unei gropi și în funcție de asta să stabilești că ar trebui prioritizat drumul X pentru că are o adâncime groapa mai mare decât un standard pe care... Un număr de gropi mai mare și așa mai departe. Tocmai de asta a fost ideea plecată împreună cu regretatul meu coleg și prieten Daniel Minciună, împreună cu grupul PNL, grupul PMP a propus a convocat în ședința extraordinară, ședință de la care vă reamintesc că nu s-au prezentat
reprezentanții PSD și ALDE. Situația acum cum arată? La fel ca la începutul mandatului? Eu personal aștept să văd execuția bugetară, să se pună în dezbatere publică bugetul județului Iași, pentru că una dintre curiozitățile mele este să văd ce s-a întâmplat cu acea sumă de 57 de milioane de euro, pentru că nici nu am demarat investiții în infrastructură, nici nu am auzit proiecte sau nu am văzut demararea unor proiecte de investiții majore la nivelul județului Iași și în continuare am curiozitatea să văd ce s-a întâmplat cu acea sumă și cum este ea eșalonată, redistribuită pentru bugetul anului 2017, către ce capitole merge. Mai este o propunere în aceste zile, venită tot de la Consiliul Județean, și aici ne referim la Centrul Expozițional Moldova, acea instituție care, cei care nu știu, este construită acolo în capătul zonei Cug, exact. Da. O clădire cât de 7000 de metri pătrați, care practic nu a folosit aproape deloc autorităților din Iași, comunității din Iași sau din Moldova, pentru că este făcută pentru toată Moldova. Clădire care era menită să organizeze expoziții, târguri, conferințe, lucru care nu s-a întâmplat. Înțelegem acum că Consiliul Județean vrea să schimbe destinația printr-un alt proiect european, să acceseze 3 milioane de euro. Da, e o idee care a plecat la inițiativa Asociației Euronest, care de altfel deține și acest hub ITNC, în vederea înființării unui centru de transfer tehnologic Innotech Moldova. Și aici, prin performanțele care le-a și dovedit Asociația Euronest, își propune la fel să acceseze resursă europeană pe axa prioritară 1, care se referă la promovarea transferului tehnologic, și sperăm noi ca odată cu reușita acestui proiect acest obiectiv să prindă un contur și să devină exact ceea ce și-au propus ideea de Smart City. Pentru că trebuie să recunoaștem la nivelul județului Iași, la nivelul de fapt a municipiului, una dintre industriile de bază și industriile care generează plus valoare și profit comunității este industria IT. Este sectorul economic cel mai dinamic din acest moment? La momentul actual, da. Sectorul din punct de vedere, datele statistice arată că cifrele generate de acest sector depășesc 200 de milioane de euro anual. De ce credeți că acest centru expozițional, așa cum a fost el gândit, proiectat, acceptat de către partenerii europeni care au finanțat cu 5 milioane de euro investiția, a fost sau nu a avut niciun fel de succes? Nu s-a ocupat nimeni de el? Consiliul Județean nu a avut? Nu. Fost solicitări, dar foarte puține și foarte, foarte rare. Problema, ideea de bază de la care a pornit la momentul respectiv se plia pe o necesitate a pieții. Ulterior, costurile cu care ai fi putut, eu știu, închiria spațiile pentru expoziții și pentru tot felul de târguri ar fi fost mult mai mari decât ceea ce putea să-ți ofere piața. Am mers cu toții la tot felul de târguri, multe dintre ele în spații care generau costuri mult mai mici, mai ales pentru expozanți, ceea ce a contat foarte mult. S-a încercat de câteva ori scoaterea la licitație a acestui centru pentru a putea fi preluat de o societate manageriat, administrat, în vederea punerii în practică a ideii de bază, dar nu s-a prezentat nimeni. Fapt ce a condus la situația de a asigura doar cheltuieli de întreținere, pentru că a fost un efort și pentru Consiliul Județean și pentru Primăria Municipiului Iași, parteneri în acest proiect, să suporte cheltuielile de întreținere pe perioada cât el nu producea. Foarte pe scurt, pentru că suntem la final, mai avem 30 de secunde. În cât timp s-ar putea schimba destinația? Ar putea fi finalizat proiectul european pentru un prim pas este aprobarea de către plen a schimbării destinației,
Ulterior, partenerul, aplicantul, Consiliul Județean, împreună cu Euronest Hub, vor depune proiectul. Sperăm că în cel mai scurt timp proiectul să fie aprobat, pentru că acest hub, idee care a apărut acum câțiva ani la Iași, a prins un contur și deja putem vorbi de unul dintre cele mai mari hub-uri la nivel național. Deci depinde de acești pași administrativi. Eu sunt convins că în cursul anului lucrurile se vor limpezi și vom avea unul dintre cele mai frumoase și cele mai mari centre IT din țară. Mulțumesc foarte mult, Alina Ivanoi, consilier județean, Partidul Mișcarea Populară. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:35. O seară cât mai bună!